Bine v-am găsit, dragi telespectatori! Am invitat în emisiunea Povești de Viață un medic, un medic cardiolog, un tânăr care a uimit România, aș putea să spun. Ce este mai frumos să vezi cum, din propria ta inițiativă, te implici în acțiuni de voluntariat și încerci să salvezi foarte multe vieți. Asta am observat, de fapt am descoperit la tânărul medic invitat astăzi în emisiunea Povești de Viață. Bine ai venit, Alexandru Covaciu. Covaciu? Covaciu. Covaciu. Bine ai venit. Bine v-am găsit. Din Brașov. Da. Ce frumos. Deci Brașovul, uite ce medici buni și implicați are. Tu faci parte dintre ei, unul dintre ei. Doar unul, că sunt mult mai mulți. Sunt mulți. Dar tu, un tânăr medic, care ești în rezidențiat acum? Acum sunt rezident, da. Sunt în anul 2, intru din ianuarie, încep anul 3. Anul 3 și uite cum trec anii și vei fi medicul cardiolog, acela care va, de fapt, ești, am greșit spunând că vei fi, pentru că tu te implici foarte mult încă de pe acum. Încă de mai mult timp, nu doar de mai, ia spune-mi, care este, cum, de când faci tu aceste activități de voluntariat, în mod special? Voluntariatul, primul contact l-am avut când eram în clasa 10-a, în liceu. Da. Și după aia, din anul întâi de facultate, m-am implicat în asociația științifică a studenților de la noi, de la facultate, la Facultatea de Medicină. Și din anul 3 am descoperit proiectul ăsta pe care îl am în, să zic așa, l-am în suflet și pe care îl duc mai departe și cer să-l cresc din ce în ce mai mult. Înțeleg că e un proiect care se derula atunci a fost prima ediție. Nu, atunci a fost prima ediție, dar n-a fost făcută de mine. A fost făcută de un coleg și o colegă și ei, da. Și ei m-au invitat. Alex, hai și tu să te implici. Dar știi ce este interesant? Și aici vreau să descoper, eu nu știu exact cum se întâmplă în Brașov, dar știu că voi ați ales să vă implicați și să mergeți în provincie, în orașe, sate apropiate, înțeleg, din județul Brașov și să transformați într-un fel sau altul, fie că vorbim de cămine culturale, așa am citit, fie că vorbim de unități de învățământ, într-un dispensar unde oamenii oamenii care într-un fel ne ajutorați, săracii, dacă ne raportăm, nu știu, la țară, unde este destul de greu un bătrânel să se ducă în Braș, să vină în Brașov și să încercăm facă anumite analize. Adică transformam într-o policlinică. Deci policlinică, nu dispensar. Nu dispensar, transformam într-o policlinică. Eram în fiecare caravană, mergeam pe undeva la 7-8 specializări diferite. Da. Specializări de care ar avea nevoie pacienții și de care au nevoie pacienții mai, de obicei mai în vârstă, și specializări care reușesc să facă ceva fără foarte multe resurse, adică fără o sală de operație. Pur și simplu ce se poate trata și în policlinică, în orice policlinică din țară. Dar efectiv ce? Deci mergeți medici cu specializări diferite? Da, mergi și cu studenți, și cu studenții de la facultatea asta. Și nu vă priza la o simplă consultație, înțeleg? Nu doar o consultație, noi aveam și aparatură cu noi, ecografe, aveam cei de fiecare specializări, spre exemplu orelistul, făcea consultul complet cu stensilele lui, oftalmologul la fel, aveam oftalmolog optometrist și putea să-și facă meseria ca la o policlinică normală. Fără niciun dezavantaj. Dar în momentul în care amenajați, înțeleg că aparatura cu care mergeți rămâne acolo este privită de la sponsor. Da, deci, nu, totuși e o aparatură. Și eu cer prea mult, să mergem și să amenajăm acele ar fi ideal, numai că nu. Deci voi efectiv mergeți, oferiți această consultanță, vă folosiți de aparatura pe care o luați cu voi prin țară pe unde mergeți. Da. Le dăm nu doar consultul, le dăm recomandări și cei care au spre exemplu, se pot întâmpla și să fie și urgență în momentul ăla îl trimitem de urgență spre cel mai apropiat spital. Se poate întâmpla și asta. Deci de cât timp funcționează acest proiect? Acest proiect funcționează de 7 ani. Asta am făcut puțin calculul din clasa 10-a și aici m-am
raportat. Sau anul întâi de facultate. Dar acum, ce faci tu? Înțeleg că lucrezi la Spitalul Județean din Brașov. Brașov. Cardiolog. Sunt medic rezident. Medic rezident. Ce faci, efectiv? În ce constă activitatea unui medic rezident? Unui medic rezident, tinerii studenți cu siguranță. De dimineață ajunge la spital, suntem noi lucrăm fiecare cu câte un medic, sunt repartizat. Așa se întâmplă la noi. Așa e procedura, așa e la cardiologie, așa e la spitalul unde lucrez eu și, da, peste tot este. Ești repartizat la un medic și cu medicul acela lucrezi o... Colaborezi efectiv, de fapt faci cam tot. Așa procedez eu. Merg de dimineață, îmi fac vizita, văd pacienții, scriu foaia, scriu medicația, după aia avem raportul de gardă, care se vorbește ce s-a întâmplat cu seara de dinainte în gardă. După aia sunt împărțiți pacienții, dacă a fost garda pe secția noastră, sunt împărțiți pacienții la medicii primari cu care lucrăm noi. Noi preluăm și acei pacienți, mergem, îi vedem și pe ei și după aia mergem cu medicul la vizită. Da, să vadă și el. Deci și noi prezentăm responsabilitate. Tu n-ai voie să greșești. Să spun așa că de... Știi ce am în minte? Așa o imagine foarte frumoasă cu tine. Parcă te văd într-o fotografie pe holul spitalului cu aparatul, cum se numește? Stetoscopul așa pus la gât. Și foarte inspir foarte multă, salvatorul de vieți. Găsește un cuvânt similar, deci foarte multă încredere, mă specie. Uite, încredere, ceea ce contează fantastic de mult. Uite, tinerii, eu știu că sunteți activi și implicați, dar chiar îmi place omul acesta și vreau să-i cunoaștem povestea de viață așa, cu tot ce a făcut până acum, bine, cât avem noi timp într-o emisiune de 50 de minute, și proiectele de viitor. Spune-mi, de unde ești de origine? Sunt brașovean, m-am născut, acolo am făcut liceu, acolo am făcut facultatea, acum fac și rezidenția. Deci ții așa de rădăcini. Am fost un an plecat în Germania, în anul 5 de facultate, cu o bursă Erasmus. Da. Și cred că l-a fost momentul în care chiar mi s-a schimbat cu totul mentalitatea. Viziunea ta? Viziunea, da. A fost o... Păi și de ce n-ai rămas acolo dacă tot ți s-a schimbat? E puțin mai dificil de a locui în Germania. Da, au niște condiții mult superioare, dar este felul în care suntem noi făcuți. Să nu zic de sărăcina, nu neapărat că nu te poți obișnui. Au altfel de mentalitate, nici nu știu cum să spun. Dar ne referim totuși la... gradul de educație? Nu la educație, la fel ca cum se comportă, la partea socială. Și educațională, pentru că socialul în final... Da, și asta, dar educația n-am simțit nicio diferență între... Asta, doar partea socială. Spune că suntem undeva, nu știu unde, acum, pe o scară de valori. Nu pot să generalizez, e ceea ce am simțit eu. Chiar nu pot să generalizez. Și totuși nu te-a atras nimic. Ce ai zis în mintea ta? Vin cu practica de acolo și aplică în România. Da, asta o să am și în viitor. Mă gândesc totuși să mai plec și ca și medic, să și lucrez acolo undeva 6 luni, un an. Asta mă gândesc, ca să am ceea ce învăț acolo. Să vin să aplic aici. Asta e ideea. Dar nu-mi doresc să rămân de tot. Ai medici în familie? Ce te-a determinat sau ce te-a motivat să mergi către facultatea de medicină? Da, mama mea este medic, este tot medic cardiolog. Păi vezi, normal. Da. Și mama te-a inspirat așa de mult sau te-a determinat dumneai să mergi către medicină? Ea nu m-a obligat în niciun moment. În niciun moment nu mi-a spus trebuie să faci asta. Nu, m-a lăsat. Eu de-abia în clasa 12 m-am decis, chiar spre sfârșitul clasei a 12-a, când se apropia bacalauratul, atunci m-am hotărât 100%. Păi până atunci ce voiai să faci? Aveam să plec, eu făceam baschet de performanță și vreau deci să... Și sportiv, am citit, este. Da. Și voiam cumva să fac, să merg mai departe pe partea de sport, să fac universitatea de sport. Dar știi, uite, și acolo ar fi fost nevoie de educație medicală, nu? Da, corect, dar nu-mi pare niciun moment. Nu, cred că a fost cea mai bună decizie pe care sportul am putut să iau. Cum poți să-l faci în paralel și să rămână o pasiune. Dar nu regret niciun, de sănătate. Niciun moment decizia. Da. Și mă interesează să știu când ai decis că vei merge către universitatea de medicină, cum se numește în Brașov. Uite, nu, e Universitatea Transilvaniei, facultatea de medicină. Facultatea de medicină. Da.
Nu ți-a fost greu să iei decizia pe ultima 100 de metri? Pentru că noi știm cu toții că examenul este foarte greu, nu este ușor. Da, când am dat eu, am fost 8 pe loc. 8 pe loc. Nu mai țin, 8 sau 9 pe loc. A fost anul în care au început iară, cu ani înainte nu era atât, nu mai era concurența chiar atât de mare. Era totuși o concurență, dar nu mai era o concurență atât de mare. Dar a fost anul în care chiar au început iară, copiii de liceu să dea la medicină. Da. Și anii de studenție, cum au fost? Au fost... și practică, cred că ai făcut, nu? Da. Nu, să zic așa, au fost... Cei mai frumoși ani. Au fost foarte, foarte faini. Mai frumoși decât cei din liceu, că se spune că anii de liceu nu se uită. Nu, mult mai frumoși. Mai ales că noi avem 6 ani de facultate. Se creează o altă apropiere față de colegi în 6 ani. Foarte multe, dar și foarte mult de învățat și foarte multe examene și foarte grele. Da, nu? Da. Dar e adevărat, trebuie să fii pregătit, pentru că nu ai voie să greșești. Au fost atâtea cazuri, spre exemplu, de malpraxis, cu consecințe deosebit de grave, cu vieții distruse, cu... dacă să ne gândim bine, nu distrugi doar viața celui care are acea problemă de sănătate, o distrugi și pe acelor din jurul tău și este foarte, foarte grav. Ai terminat facultatea și primul pas, asta s-a întâmplat, ai plecat cu acea bursă în Germania? Nu, am plecat în anul 5, nu, eram încă în facultate. Ai, erai în facultate? Eram în facultate, da, eram în anul 5. Germania. Da. Am înțeles. Și acolo cât ai stat? Un an am stat. Un an. Suficient ca să... Cred că și 6 luni era suficiente să-mi schimbe mentalitatea cu totul. Dar de ce spui totuși? Înseamnă că este o diferență semnificativă dacă nu cu totul. E vorba de cum gândesc... luni ți-ar fi ajuns. Da, e vorba cum gândesc ei absolut orice situație. Cum e mediul de lucru. Uh-huh. Acum las la o parte cu totul care sunt condițiile. Clar, sunt condiții mai bune în spital. Acolo, condițiile de acolo din spitalul de stat se apropie cu condițiile dintr-un spital privat din România. Înțeles. E o diferență foarte mare între ce se poate face la ei la stat și ce se poate face la noi la stat. Asta nici nu putem să comparăm. Din start. Spune-mi, dar a existat un moment în care ți-ai dorit să alegi un alt sau să te reprofilezi, între ghilimele spun asta, cardiologia te-a pasionat din primul moment sau vrei să alegi altă specializare? Nu, cardiologia a fost cam dintotdeauna. Mai cochetam la un moment dat, mă gândeam să mă fac chirurg cardiovascular. Da, greu și asta. Da, dar am gândit tot timpul cardiologia este de viitor. O patologie care e întâlnită la foarte mult și e și o pasiune pentru mine. Mi-a plăcut din start. Și mă gândeam acum la altceva. Păi cum să fii tu medic chirurg care trebuie să stai tot timpul închis în sala de operație, în contextul în care un medic, cum se numește la voi, cardiolog, dar primar sau... Dar mai ai până ajunge acolo? Nu, mai am. Așa. Are libertatea și de a ieși mult mai des din spital și să facă inclusiv activ de voluntariat, cum faci tu. Vreau să-mi spui un moment care te-a impresionat foarte mult în drumețiile voastre, între ghilimele, prin... zona Brașovului și ce te-a marcat pe tine ca și situație medicală, nu știu, un caz care te-a marcat. Da, nici măcar nu o să mă gândesc în timp ce vă spun, dar pur și simplu m-a marcat efectiv nepăsarea pe care o au oamenii față de sănătatea lor, adică ei nu conștientizează că ai nevoie de acces la un medic și pur și simplu amână. Deci ei ajung la medic numai în cazul de nevoie. Doar de nevoie, ceea ce de nevoie. Nici de cum nu punem baze pe prevenție. Absolut deloc. Asta e cea mai mare problemă, care nu doar în România, care în toată lumea se ați avut vreun moment în care cineva n-a dorit să vină să-l consultați? Să nu dorească? Da, să nu dorească, pur și simplu. Cei care veneau acolo. Mă gândesc că, întâlnești tot felul de oameni, nu? Da, cei care veneau, care se prezentau acolo, nu exista niciunul care să nu dorească să fie consultat de noi. Adică era păcat. Păi sigur, nu, dar mă gândeam așa în nebunia la ce spuneai tu, sănătatea e pe ultimul loc. Nici măcar nu spre norocul nostru conștientizează valoarea acțiunilor voastre.
Deci un, dar a fost vreo situație de pericol, ceva care a necesitat, nu știu... Să-l trimitem? Da, au fost pacienți care... Inclusiv faptul că dacă n-ați fi ajuns voi acolo, omul acela n-ar fi știut că are o anumită problemă da, de sănătate? Da, clar, au fost mai multe. Sunt da, situații care... Da, a fost situația în care a trebuit să trimită pacientul de... Da, l-am trimis de urgență, am chemat ambulanța acolo și a venit și l-a dus la cel mai apropiat spital. Nu, trebuia internat pacientul. Da, ce avea concret? Era un pacient care el nu a conștientizat, dar în urmă cu câteva zile el suferise un infart. Păi, dar te rog să-mi spui și mie simptomele. Cum determin? Cum îmi dau seama că, Doamne ferește, pot să fiu, să trec în acest proces? Așa, niște semne de... Da. Păi, la ce ne referim noi sunt factorii de risc. Adică deja când ai o patologie, spre exemplu, colesterolul mare, în sânge sau tensiunea arterială crescută, atunci trebuie să ne gândim ok, trebuie să mergem puțin la medic. Dar sunt și, poate să apară așa, poate să înceapă toleranța scăzută la efort. Adică din ce nu mai putem să facem același efort ca înainte. Dar da. Nu e neapărat durerea ca asta. Toată lumea crede că la infart înseamnă durerea. Nu. Sunt și alte simptome care le numim echivalenți acele, de angina. Ca să-mi dau seama să identific dacă da. Nu, este lipsa asta de aer care poate să apară deodată. Sau... Să simți că te sufoci sau da, cum? Da. Nu trebuie neapărat să fie rău, dar e chestia de toleranță scăzută. Din ce în ce începem să nu mai putem să facem același efort ca înainte, dar asta nu înseamnă infart, înseamnă și neapărat o stare înaintea, nu-i spunem pre-infart, îi spunem o... Expus la o situație. Da, ești expus la... Expus, ai un risc foarte mare de a face infart. Da. Un infart se poate întâmpla pur și simplu și să nu poți să fii salvat sau dacă cineva știe cum să te salveze, să ai pe lângă tine pe cineva, contează enorm. Da, clar, se poate întâmpla să suferi din start, să fie moarte subită. Asta o numim noi, să nu mai ai ce să faci în momentul ăla. Dar dacă ai pe cineva aproape de tine, clar, primul lucru pe care trebuie să faci este să suni la 112. Pacientul care suferă aceste dureri trebuie neapărat să stea liniștit, să fie cât mai calm, chit că e foarte greu. Poți da, să-ți controlezi stările? Nu este, asta da. ar fi idealul. Ar fi ideal, dar cel mai important este să sunăm la 112 și dacă pacientul intră în stop cardiorespirator, să știm măcar manevrele de resuscitare, acele de bază, 30 de compresii toracice și cu două respirații. Păi da, dar asta înseamnă că trebuie să luăm lecții pentru așa ceva. Asta da, asta clar. Ar necesita, uite, ca și implementare, poate plecând din școli, nici nu știu, ca să fim într-un fel sau altul obligați să învățăm aceste manevre, da. Pentru că din propria inițiativă da. Clar nu s-o facă nimeni. Practic ar trebui să fie implementat deja de la nivel de școală primară, de școală primară, da, nu să mai da. Spunem de liceu. Da, noi vrem să facem și chestia asta. Noi vrem să oferim pe lângă caravane pe care le facem, să oferim și educație medicală. Pentru că asta e, de fapt, ceea ce trebuie. Avem, acum ne ocupăm de asistență primară, trebuie să avansăm și educăm educație oamenii. Primară. Și asta, dar ați fost vreodată într-o școală și să vorbiți cu copiii, să aflați... Da, în timp ce eram în facultate, care făceam voluntariat cu Asociația Studenților la Medicină. Și mergeați în școală și le vorbiți copiilor despre alimentație sănătoasă, despre foarte multe. Da, asta e un lucru nemaipomenit, să meargă specialiștii efectiv, să aibă acces în unitățile de învățământ și să vorbească ei direct cu copiii. Adică un profesor nu cred că ar putea să convingă cum convingeți voi copiii. Asta e adevărat, nu. E alt impact când oferă cineva care e specializat în asta. Am înțeles. Spune-mi, cum a fost primul tău impact? Da, deja cred că nici nu mai există impact la tine. Mă gândeam, știi, când te-ai dus prima dată într-un spital, dacă se mai aduce aminte. Se mai aduce aminte sau da, era, nu, era de când eram... Nu, nu, sau eram, tu ai făcut asta nu, din, am făcut de când ce eram vârstă? Mic, adică de la minte, 5 ani? Minte, de da, la... de când 5 ani, 4 ani, mai de când mergeam. Mama vă lua, da, adică te lua. Mă lua și na, eu îmi făceam, după școală mergeam, rămâneam la spital și făceam cu asistentele pe sex, îmi făceam temele.
adică, făceai temele. Da, ce interesant. Normal, este... Pentru mine nu a fost un impact așa mare când am mers prima oară într-un spital. Nici mai țin minte când a fost. Dar ai văzut vreodată, sau poate cu siguranță acum ai văzut, dar în copilărie, o situație care să te... medicală, care să te traumatizeze într-un fel sau altul? Să te sperie, să spui nu e de mine aici, nu? Nu, n-a fost. N-ai avut acces totuși într-o zonă Periculoasă. Care, da, nu. N-am avut chiar acces și nici nu țin minte să fi fost. Da. Dar acum ai întâlnit o situație... Acum, da. Ai văzut oameni murind? Asta, da, păi e meseria. Păi da, dar cardiologie, încă ai văzut asta? Da. În prima mea gardă. Țin minte, dar asta este situația. Eu știam la ce mănham. Și nu te înspăimântă lucrul primul ăsta? Lucru, ba, da, e, primul lucru, rămâi pe moment marcat. E prima oară când te întâlnești cu această situație, dar această situație face parte din meseria pe care ți-ai ales-o, trebuie să-ți asumi, nu trebuie să te afecteze în așa fel, deoarece se tot acumulează și în cele din urmă... Dar mama ți-a explicat de-a lungul anilor, așa, că probabil ați vorbit pe latura asta, uite, este o meserie destul de... ține de viață și de moarte. Da, nu, mi-a spus. Ai grijă, îți place ceea ce faci sau alegi altceva? Mi-a spus cardiologia, mi-a spus că se poate întâmpla ca un pacient care în prima fază e aparent sănătos, poți să te întorci, să te duci, să vrei să scrii ceva și să te întorci în salon și el să... Să nu mai găsești. Da. Deci așa e... Și totuși nu te-a speriat. Nu te-a speriat. Mai ai frați? Mai am un frate, da. Mai mic. E mai mic, da, e în clasa 12. În clasa 12, da. Deci mai are și el mai foarte puțin și va pleca într-o călătorie foarte frumoasă în viața lui. Depinde ce va alege. Acum depinde de el. De el depinde, nu? Da. Mama nu va ajuta sub nicio formă sau tata să vă inspire, să vă spună mergeți aici, că e mai bine aici? Nu. Doar ne-a oferit numite sfaturi, zic, mai ce poți să faci mai departe în viață cu ceea ce faci, dar niciodată nu ne-a obligat, nu ne-a impus să ne alegem ce vrem să facem pe viitor, niciodată, și cred că e cel mai bun lucru pe care... Spune-mi un moment pe care ți-l aduci aminte din copilăria ta, care așa ți-a rămas în de neuitat, cum se spune. Probabil au fost destule, nu? Au fost destule, nu știu care. Ai locuit sau ai fost apropiat de bunici? Am locuit cu bunicii. Ai locuit cu bunicii? Da, mama oricum destul de ocupată. Da, și da. Ea după aia a fost plecată câțiva ani în București. A lucrat și aici. Da. Și eu eram acolo la școală și nu... N-a vrut mama să vă ia aici în București, să veniți la școlile, liceele. Da, nu avea de ce. Da, că noi erau ambii bunici în viață și cu ei am locuit. Păi e o frumusețe a vieții, da, nu? Cred că cea mai frumoasă bine. Parte din copilărie. Da. Cine nu și-ar dori să aibă bunici și să mai și petreacă foarte mult timp cu ei. Dar când erai mic, te gândeai așa ce o să ajung când o să fiu mare? Întrebare de baraj. Da, clar că tot timpul mă jucam de-a medicul. Cel care ajunge medic niciodată nu s-a gândit că va ajunge medic. Știi de ce? Eu de multe ori fetelor mele le spuneam: "Dar de ce nu vrei să alegeți medicina? Uite, medicina îți oferă foarte multe oportunități." Nici nu au vrut să audă. Am zis: "Nu e adevărat, de ce?" Da, înseamnă că ar trebui să ne ducem puțin și către rădăcini, știi? Și acolo unde există un sâmbure, o mică speranță că medicina poate să fie profesia care are o continuitate în viață. Cu siguranță se întâmplă asta. Da. Altfel, un pic mai greu, cred eu. Nu știu, poate greșesc. Acum, ce face Alexandru Covaciu? Astăzi e aici. Ce faci mâine și ai făcut ieri? Da, mâine mă întorc la muncă, să zic așa. Dar am înțeles întrebarea. Astăzi mai am, ce mă bucur, am o întâlnire cu cei, eu tot așa, un ONG, e caravana cu medici, pur și simplu să fie preluată activitatea de ei, să facem filială la Brașov. Asta e o discuție pe care o să am cu ei. Și după caravana aceasta ar fi un pic diferită? Mergem pe aceeași idee. E cum
a început și ONG-ul lor, au fost tot, și ei, cei care au înființat ONG-ul acesta, au făcut proiectul prin facultatea, prin asociația de studenți de la ei, de la facultate. Da. Și s-a dezvoltat mai departe. Ei și-au înființat un ONG care are o logistică destul de importantă. Chiar weekendul trecut am fost cu ei într-o caravană la Dâmbovița, în Valea Mare, lângă Găiești. Uh-huh. Și am observat și ideea de bază pe care au și ei și pe care am avut-o și noi la Brașov când am făcut-o este aceeași. Am înțeles. Și așa că putem să lucrăm foarte bine împreună. Dar totuși, uite, vreau să-mi spui ceva. Câți medici fac voluntariat din Spitalul Județean Brașov? Unde lucrez eu? Da. O parte destul de importantă. Sunt cam zic, cât la sută? Sau din spital? Să zic pe la 30%. 30%? Da, așa aș vrea să spun. În mare parte sunt tineri sau? În mare parte sunt tineri. Tineri. Și nu aveți și veterani alături? Mai încercăm să-i luăm. Chiar am avut o caravană la care am reușit să convingem să treacă un conferențiar de la ORL și un conferențiar de la cardiologie. Am reușit să-i luăm cu noi. Perfect. Și li s-a părut interesant. Revenim după publicitate, pentru că trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate. Revenim, dragile spectatori, imediat. Vă mulțumim! Device-ul acesta torsor original, să știți că funcționează. Pentru ochi, că am o degenerascență maculară și de când îl pun aici, în frunte, îl leg și dorm așa cu el, până dimineața. Și eu n-am mai luat medicamente pentru ochi. Pentru noi, torsorul a fost de ajutor în probleme de nevroze, nervi, deci stare. Ne-a calmat, să zic așa, ne-a liniștit somnul, ne-a muscular. Poate și în privința cu inima, cu tensiunea, am observat îmbunătățiri. Am redus destul de mult din medicația alopată. Folosind torserul, mi s-a ameliorat durerile, cel puțin la coloană, pe care așa, și glicemia mi-a scăzut destul de mult, somnul mi s-a îmbunătățit foarte mult, e ca un somnifer acest torser, l-așez cu partea pe care scrie torser către piele. De obicei îl țin la spate, la coloană, acolo am probleme mai deosebite. Mă durea foarte mult în partea stângă aici, sub coastă, și nu știam dacă e de la pancreas, dacă e de la colon, dacă e și știu, asta s-a rezolvat, am pus acolo. Nu știu ce m-a durut, dar mie mi-a trecut. Portă timpul la mine și noaptea îl pun sub pernă. Nu mă mai pot despărți de el. Înainte făceam foarte mari crize noaptea de inimă. Trebuia să plec la spital. E, acum, adică n-am torserul, n-am mai fost la urgență, niciodată. Deci eu vă sfătuiesc, pentru orice problemă de acest tip, un torser este un bun la casa omului. Am revenit, dragi spectatori, cu invitatul meu, tânărul medic Alexandru Covaciu. Mulțumesc că ai venit în emisiune încă o dată, pentru că drag. Vreau să merg mai departe cu povestea și să aflu dacă tu ai un reper sau ai un model, un idol, cel care te-a guvernat, să zicem așa, în călătoria ta către medicină. Clar că, în primul rând, ar fi mama. Mama. Deci, vedeam în fiecare zi, știam la ce să mă aștept, dar i-am și pe cei care lucrez, fiecare medic cu care am lucrat, eu chiar îl consider ca și un mentor, dar fiecare am avut mereu ce de învățat, am observat și părțile proaste ale lui, da, și părțile bune. Și încerc de fiecare dată să adopt doar părțile bune ale lui, clar, asta încercăm. Încercăm cu toții să facem. Deci nu pot să zic că am unul singur. Eu îi consider pe toți. Foarte să frumos. Fie. Dar spunem, ai ajuns la înțelepciunea să poți să-mi spui acum care ar fi calitățile esențiale pe care trebuie să le aibă un medic?
Eu zic că trebuie să ai și, trebuie să ai și inclinație pe partea asta, trebuie să știi să vorbești cu oamenii. Asta e cel mai, cel mai important. Oamenii să vadă că tu în ești acolo. În primul să iubești oamenii? Da. Asta, deci dacă nu iubești oamenii, nu ai ce să cauți nu aici. Ai ce să, nu ai ce să cauți. Nu o să ajungi la maximul poți de performanță. Poți să faci pentru bani, sunt mulți care fac asta și pentru bani. Nu, dar nu știu dacă dacă ar trebui să fie primul. Nu ar trebui, clar, la un moment dat o să ai un venit bun, dar nu l-ai din primă. Adică sunt totuși la început, ai ani de rezidenție. Da, ai ani de rezidenția, după ai ani în care ești tânăr medic specialist, în care nu ai atât de mulți pacienți ai tăi. Deci nu e bine să faci medicină. Prima calitate aceasta ar fi să iubești oamenii, că altfel n-ai ce să cauți acolo. A doua e pasiunea pentru meseria pe care ți-o alegi. Noi avem examenul de rezidențiat. Examenul ce înseamnă? Toți absolvenții dau un examen ca să intre în rezidențiat. Trebuie în momentul ăla să-ți alegi o meserie pe care știi că o să o faci 40 de ani. Da. Adică asta, să știi că... Sau mai mult, da. Sau mai... Păi am făcut așa un calcul scurt. Nu. Da. Pe care o faci, să spun așa, toată viața. Toată viața. Pe care o faci toată viața. Și încă o calitate... Răbdare. Răbdare, nu? Deci răbdarea, văd că există, trebuie să existe peste tot. Să existe peste tot. Da. Da, da. Dar comunicarea cu pacientul, asta vine, care este cea mai relevantă, da, nu? Eu consider așa că de la prima parte, când am spus că trebuie să iubești, oamenii, clar, trebuie, și să clar fii apropiat de ei, da, să comunici asta înseamnă, cu ei, asta înglobează să tot. Nu iei așa deodată. Nu se mai întâmplă. Eu am rămas un pic cu o imagine tristă, pot să spun. Acum, cred că vreo 10 ani, într-o noapte, fetița am făcut febră, am sunat la 112, mă rog, discuția purtată, mi-au spus că nu e necesar să vină ei, să mă duc eu la spitalul, la o cameră de gardă. Și m-am dus. Surpriza a fost când doctorul a venit cu o falcă în cer și cu una în pământ, că îl trezisem din somn. Deci, acea imagine așa de urâtă, n-aș vrea să o mai văd vreodată. Într-adevăr, sunt un om care, să spunem, are răbdare, dar elegant, într-un fel, dar destul de pătrunzător. Cred că i-am zis vreo câteva lucruri, astfel încât n-a avut nici el puterea să-mi dea nicio replică. Da. Dar nu se poate așa ceva. De ce să vii și să te răzbuni chiar dacă nu îi zici? Dar de ce nu ai stat atât doamna acasă, că veneai și dimineața? Păi cum să? Viața e pe primul loc. Clar, nu. Sunt și medici din aceștia, din păcate. Dar din ce în ce mai puțin. Asta. Sper. Sigur. Sper să fie din ce în ce mai puțin. Să fie responsabil pentru faptele lor. Pacienții, de fapt, ce sunt ei? Suferă în momentul ăla. Ei nu vin de plăcere. Nimeni nu vine de plăcere. Oricum venim în ultimul moment. Da, exact ce ai spus și tu. Sunt unele chestii care se pot preveni. Sunt anumite patologii care nu se pot preveni. Nu ai ce să faci, care se pot întâmpla. Da. Dar oamenii vin suferind. Nu mai are sens să te... Nu ai de ce. Să mai vezi și o față plouată și care nu se ai primească de ce. Așa. Chit că tu ai de lucrat 24 de ore. Se poate întâmpla la un moment dat să te abții de la chestia asta. Chit că este te abții, greu. Dar fața te dă de gol. Ce aia te faci atunci? Aia nu ai ce să faci. Dar dacă pur și simplu, dacă știi cum să vorbești, dacă poți să vorbești frumos, chit că tu ai în momentul ăla n-ai cea mai plăcută față, dar dacă ai vorbit frumos, nu contează. Bine, atitudinile se și adoptă de multe ori, nu trebuie să te naști cu ele. Da? Dar un om care e să fie într-un fel, de multe ori am greul schimbi. Vreau să știu dacă ai vreun regret până acum, cu toate că tu ești așa de tânăr, ce regret să ai? Mă gândeam așa, știi de ce? Dacă conștientizezi în momentul de față că ceva trebuia să faci și n-ai făcut. Până în momentul de față, toate deciziile pe care, tot ce mi-am dorit din prima să fac, mi-au ieșit. Nu au... Și de ce? Bine, acum să știi că nu ți-am pus întrebarea întâmplător, pentru că sunt și situații când și tinerii fac lucruri și regretă după aceea sau de ce n-am făcut lucrul acela. Eu am văzut și în familia mea, mă refer la fata cea mare, care de multe ori și-a dat seama, dar a trebuit să dea cu capul de sus ca să vadă pragul de jos și să regrete. Deci se întâmplă, numai că e greu să le observi la timp potrivit, nu? Da. La timp, mai bine spus. Da. Se sizez după aceea. Vreau să-mi spui, nu știu, e așa de greu, mă gândeam, știi, un tânăr medic de 26 de ani, unde s-ar vedea în timp așa
uitându-ne în timp, un medic consacrat și care a trecut prin viață, a văzut, a întâlnit multe și m-am oprit aici, în România sau în nu știu ce țară din lumea asta. Te-ai gândit vreodată așa în timp? M-am gândit și... Da, m-am gândit. Asta a fost și decizia de, pentru care nu m-am... Păi da, dar ai luat o decizie pe moment. Oricând se poate schimba. Da, ai atâta timp la dispoziție. Oricând se poate. Dar nu, mă văd tot să rămân de unde sunt, să rămân în Brașov. Acum sunt, să fiu și pe universitate, să ajung. Vrei să și predai? Deja și predau. A, deci tu și predai, da. Așa de tânăr? Da. Ce da, drăguț. Da, da. Unde predai? La facultatea de medicină, da? La noi, da. Și ce le spui tinerilor care, dacă te bagi între ei, ești ca și ei? Nu e nicio problemă. Nu, am și studenți mai... Vreau să te încurajez. Da. Am și studenți mai bătrâni decât mine, adică nu e da, asta știu, o problemă. Știu. Da, se poate întâmpla. Da. Te inspiră studenții tăi? Sunt prea... Eu încerc să mă inspir eu pe mine. Sunt încă prea tânăr să spun că mă inspiră. Adică suntem prea apropiați de vârstă. Bine, tu îi poate inspiri pe ei, dar... Eu asta sper, Și ei poate în măsură să te inspiră pe tine, nu? Adică să vezi ceva care îți place la un student, nu te poate inspira? Ba da, clar. Da? Chiar dacă tu nu-l cunoști, dar poate ți-a spus ceva care pe tine te-a marcat, poate, nu? Da, poate să se întâmple și asta. Au trecut prea puțin, au trecut doar 2 luni de când am început să fac. Da, nici note să le dai. Da, nici măcar note. Da, nici măcar n-am avut primul examen. Pe toți, cred. Da. Vai, ce drăguț. Uite ce viață frumoasă, ce înseamnă să fii tânăr. Dar să știi să te folosești de anumite aturi pe care le ai, să înveți. Să înveți, pentru că aici nu ai ce să faci dacă nu ești pregătit foarte bine. Și noi o cultură generală, vastă și, bineînțeles, pe linia specialităților de asemenea. Nu știu ce să te întreb pe tine, ca să... Uite, mai povestește-mi tu despre ce vrei să faci, așa... Câți ani ține rezidențiatul? 6 ani. Mai am încă... Deci, mai am... 6 ani facultatea, 6 ani rezidențiatul. Da, și mai am și supra-specializare. 12 ani, da, mergem numai pe linia asta și după care supra-specializarea câți ani? Asta depinde de ce mi-aleg. Ori încă ce vrei an, să faci? Ori cardiologie intervențională, ori electrofiziologie. E vorba de... Explică-le pe ambele. Da, acum le explic pe ambele. Cardiologia intervențională este vorba de, sigur, de stenturi, de schimbat valve, totul se face minim invaziv, fără să se mai deschidă toracele. Deci totul se face, se intre cu catetere, se intre prin artere și se ajunge la inimă. Și cealaltă specialitate? Și cealaltă e electrofiziologia, asta e împărțită în două. Asta ori se pun stimulatoare cardiace, adică în cordul deja a devenit, să zic așa, leneș. Da. Există niște aparate care îl fac iară să nu bată normal, dar să ajute persoanele care suferă. Dar nu te-ai hotărât. Încă nu m-am hotărât. Dar ambele îmi plac. Pentru că trebuie să trec prin... Da, ambele îmi plac. Uh-huh. Trebuie să trec prima oară prin rezidențiat, că rezidențiatul e împărțit în mai multe etape. Începem prima oară pe specializarea noastră. Da. Mergem acolo pe secție să ne obișnuim, să vedem partea clinică. După aia avem un trunc comun. Ce înseamnă? Un trunc comun unde trecem prin toate specializările, cum e cardiologia. Deci generală, pe lata educație generală. Da, când un pacient cardiolog are și alte noțiunile generale. Da, o noțiune generală sau să știi unde să le trimiți sau să știi patologiile simple de alte specializări, să le tratezi chiar și tu, fără nicio problemă. Și după aia intră pe partea de cardiologie, pe supra-specializări. Și atunci sunt și astea, e un fel de microchirurgie, e cardiologie intervențională, tot așa. Deci sunt tot intervenții chirurgicale cu risc, că orice risc. Dar tu risc ești mâna a doua, a când treia, învăț. Cât ai? Da, când intru a doua și a treia. A doua și a treia. Da, când merg pe specializări și clar. Da, foarte interesant și mă gândeam acum, uite câți ani, de fapt, cred că jumătate din viață, între ghilimele spun asta, că de fapt toată viața cred că învățați, adică trebuie să citești tot timpul, dar foarte multă școală trebuie să faci, cred că vreo 20 de ani, dacă stau să-i aduni, așa din tot ce mi-ai spus tu, e posibil. Lăsând la o parte liceul și școala generală, da? Da, e mult mai ușor, dacă ești și pasionat de ceea ce faci, e foarte ușor, nu e deloc greu.
Alexandru, hai să vorbim puțin pe linia asta de prevenție. Da. Pentru că tot te-am prins aici, clar, în emisiune, hai să afle telespectatorii lucruri minimale pe care ar trebui să le știe și să știm să ne și protejăm, mai ales când vorbim despre o problemă așa de sensibilă, inima unui om. Cum, da, ar trebui să avem stilul nostru de viață? Cum trebuie să fie? Dar aș vrea, știi, chiar practic, general, toți ne spunem, da, păi, dacă ești liniștit, dar ca să fii liniștit e cam greu în zilele noastre. Da, nu, clar, niște chestii de bază ar fi renunțarea la fumat. Fumatul este cel mai mare, e un factor de risc care e modificabil, adică poți în orice moment să renunți la fumat și el afectează cel mai mult și vasele de la orice nivel, și de la nivelul creierului, și de la nivelul inimii, și de la nivelul membrelor superioare și membrelor inferioare. Mă gândeam acum cât de bine ar fi să mergeți în unitățile de învățământ, pentru că eu sunt surprinsă și văd pe zi ce trece că cred că, nu știu, la 50% dintre elevi cred că fumează. Este foarte grav ce se întâmplă. Deci tutunul pleacă încă din copilărie. Da, asta, da, are un regres din ce în ce mai mare. Deci panta e după de regresie. Crește, da, în loc să scadă. Nu, e de, în momentul de față. Câți fumători, da, câți fumători sunt, da, e în regresie. Chiar și în România, nu mai crește. Sigur? Da. Adică dacă nu te-ai apucat în școală, mai greu să te apuci mai târziu. Da. Și e vorba și de câți fumători. Deci foarte mulți fumători care renunță la fumat. Deci primul factor de risc ar fi este acesta. Fumatul. Și cel mai important, da, sedentarismul ar fi. Mișcarea este esențială. Este esențial. La orice vârstă. La orice vârstă, indiferent că ai 5 ani, indiferent că ai 70 de ani. Mișcarea nu e definită doar pur și simplu de mers și alergat. Ceea ce le spun și la pacienții mei mai în vârstă, zic, da, îmi spun ei, domnul doctor, dar nu pot să fac sport. Zic, stai să vă spun, nu trebuie neapărat să faci sport. Înseamnă și mers pe jos. Înseamnă să te dai cu o stație mai repede din autobuz jos. Înseamnă grădinărit. Înseamnă spălat vase. Înseamnă băgat aspiratorul. Da, mișcare, da, orice fel există de mișcare. Și noi, în ghidurile noastre, le avem toate aceste activități, le avem cât ar trebui să le facă un pacient. Deci să profităm de orice moment liber, astfel încât să facem mișcare. Da. Bine, știam, dar e bine să ne însușim cu cât vorbim mai mult despre lucrurile acestea, cu atât se implementează în mintea omului. Da. Trei ar fi alimentația. Suntem în țară care e în dezvoltare și de obicei în țările în dezvoltare acesta este riscul de a se alimenta din ce în ce mai mult cu fast food, mâncare nesănătoasă. Și alimentația trebuie să fie diversificată. Diversificată. Multe legume, fructe. Ar trebui să fie multe fibre. De unde le luăm? Din legume și fructe. Ar trebui să renunțăm cât mai mult la prăjeală. Da. Uite, eu asta nu folosesc aproape deloc. Asta e cel mai bine. Să renunțăm la prăjit în ulei, la temperaturi foarte mari, cât mai mult fiert și la grătar. Da. Așa. Băuturi acidulate, toate ceea să le scoatem, conține, să le scoatem tot ce sunt sucuri acidulate. De fapt, poate și cele... Dar eu tot zic asta, dacă ce am observat, dacă cuiva interzici un lucru, el își dorește din ce mai mult, Am văzut. Da, și de aceea trebuie făcut cu moderație, progresiv, progresiv, clar, că dacă interzici din prima, bine, în afară de fumat, acolo trebuie interzis din prima și gata. Trebuie făcut din ce în ce mai moderație, că se spune, nu mânca aia. Nu e ok, dar trebuie încet să... Asta vorbind de prevenție, deja când s-a întâmplat ceva în momentul ăla, nu mai interdicție e... Totală. Dar asta, de asta discutăm. Dar acum de prevenție. Apa, obligatoriu trebuie să consumăm 2 litri de apă pe zi? E și aici asta. Aici acum e un mic sau este, cum este? Trebuie consumat atât cât îți cere corpul. Cât îți cere corpul? Corpul nu-ți... Adică ți se face sete, doar dacă ți se face sete... Aia înseamnă, nu trebuie obligat să consum 1,5 litri, 2 litri de apă pe zi. Nu, trebuie totul. Și lumea nu înțelege 2 litri de apă. Dar noi de unde mai luăm lichide? Și din fructe, și din legume, și din supe, de acolo. Da, deci aia înseamnă 2 litri pe zi. Nu trebuie, în afară de aia, să ne mai facem să mai bem 2 litri pe zi. Ai întâlnit oameni care ți-au spus vreodată, măi, uite, parcă nu-mi este sete. Adică beau apă, dacă au un pahar și aduc aminte probabil așa, dar nu e setea aia, știi? Cum eu sunt uimită să văd oameni cu sticlele după ei și toată ziua consumă apă. Știi cât de mult mi-ar doresc eu să fac asta? Nu știu.
mi-e sete, da? Bea apă, mi-e sete, dar nu, da. Nu mi se întâmplă foarte des, este incredibil. Da, nu am întâlnit, mă sperie am întâlnit, dar nu, asta se întâmplă mai mult ca sigur că iei din alte, din alte părți. Din alte, da, din alte surse. Deci, da, deci corpul își ia, își ia și din alte surse. Da, da, dar trebuie să am în vedere aspectul ăsta, să-l îmbunătățesc. Dulciurile. Da, dulciurile. Ți-ți plac dulciurile, mănânci? Da. Da, da, da. Dar cum? Moderație sau cu moderație. Tot cât îți cere corpul? Nu, nu, dacă ar fi cât îți cere corpul, nu, mie îmi plac foarte mult dulciurile. Da, adică nu, da, da, dacă ar fi cât cere corpul, nu ar fi foarte bine. Dar încerc să mănânc cu moderație, moderație. Și să complementez asta și cu sport. Ar, da. Aia ar fi. Da. Aia ar fi. Ce-ar mai, ce ar trebui să știm în plus ca să diminuăm orice situație în care am fi expuși unui infarct sau unui, unui accident vascular? Uite, că vreau să-mi spui diferența între infarct și accidentul vascular. Ce se întâmplă? Diferența, tot așa, tot așa, între infarct și accident vascular. Bine, accidentul vascular există două tipuri. Asta e apanajul neurologului. Așa. Dar există două tipuri. Este unul ischemic și unul, și unul hemoragic. La cel ischemic, tot așa. Ce se întâmplă? Se blochează una... o arteră, pe o artera se blochează. Și în momentul acela, țesutul, numai la acel țesut nu mai ajunge sânge oxigenat, nu mai ajunge nutrienți. În momentul ăla, țesutul, ce se întâmplă cu el? Moare încet, încet, încet. Și tu, ca șanse de salvare, da, e mult mai, mult mai mare timpul, nu? Adică da. Poți să duci acel accident vascular, ai o perioadă dacă ești singur în casă și nu... Cine să te ajute? Tu ce faci? Sunt niște semne de... Nu mai miști mâna? Da, nu mai poți să vorbești? Nu mai poți să vorbești și na, nu, nu debutează direct cu intrare în comă. Cum e infarctul? Și la infarct ai semne pe care... Dar în momentul ăla deja debutează cu durere foarte mare. Da, dar diferența ar fi că există durerea în piept sau la ambele există durere? Accidentul vascular este diferit. De-aia nici nu vreau să vorbesc foarte mult, că e apanajul neurologului. E doar așa ca și... Ea neurologului, e patologia lui, dar așa ca și... Ca și problema asta, se înfundă un vas, să zic așa, și acel țesut încet, încet moare. De aceea există o perioadă în care se poate interveni până nu începe acel țesut să moară, că el mai poate să trăiască o anumită perioadă fără surse de oxigen. Dar care ar fi acea perioadă? Depinde de patologie. La minim la, și maxim? Ai idee? Minim ar fi secunda aia, să fii în spital. Ar fi minim. La accidentul vascular, ce știu de la colegii mei, sunt 4 ore jumate. 4 ore jumate la accidentul vascular. Până se poate interveni cu anumită intervenție și 6 ore cu altă intervenție de dezobstruare mecanică. Și mă gândeam acum, a fost un caz mediatizat al unui cântăreț foarte cunoscut în România, care efectiv omul acela a avut șanse la viață, nu știu, destinul, a fost salvat, nu știu câte ore a stat în acest accident vascular, nimeni n-a știut de el și totuși a fost salvat, dar era o legumă, am înțeles. Ai șanse să-ți revii total în comun la acela, da, chiar șanse, și-a reluat activitatea, deci ai șanse să-ți revii nicio total. Problemă. Nu rămâi cu creierul, nu rămâne asta nicio... Nu prea, e tot așa, e partea de neurologie, de aceea nici nu vorbesc. Da, la mine mai mult cu partea cu infarct. Cu infarct, da. Am înțeles. Deci alte situații în care noi putem identifica un posibil infarct nu există, decât cele pe care mi le-ai spus. Da. Da, acestea sunt. Vai, ce... Da, este destul de dificil. Noi putem să, cum am spus, mai putem să avem anumite dureri, dar în momentul ăla noi trebuie să mergem să ne investigăm. Să ne investigăm, de aceea. Da, și de aceea investigațiile sunt pe primul loc. Da. Deci, ca și proiecte de viitor, ar fi care, în 30 de secunde, s-a terminat emisiunea? În 30 de secunde este acela să preluăm filiala cu Caravana Gumerii, să se facă și în Brașov, asta e așa. Asta ar fi și partea cu educația medicală. Educația medicală, să nu uiți educația în școli. În școli, nemaipomenit acest proiect dacă îl faceți. Iar ție îți doresc succes. Mulțumesc frumos. Să, nu știu, dezvolți tot ce-ți dorești în viață. Examenele oricum cred că îți place la ureche pentru tine. Și să ajungi acel medic pe care ți-l dorești. Acea imagine a unui, nu știu, de fapt imaginea ta, așa cum ești tu, un medic foarte bun. Contează mult, iar voluntariatul sunt convinsă că te va ajuta enorm de mult.
Un mesaj către telespectatorii noștri? M-ai pus așa în dificultate. Na, să fie zic așa, sănătoși, să fie sănătoși, da, asta, să fie sănătoși și să pună, să nu mai aștepte să aibă nevoie de medic, să pună totuși să pună prevenția pe primul loc. Da. Bine, mulțumesc mult, Alexandru, îți doresc mult succes în tot ce faci și să ne mai vedem peste ceva timp și să povestim. Cu succes! Dragi spectatori, emisiunea s-a terminat, vă invit data viitoare într-o nouă emisiune, într-o nouă poveste cu un alt invitat. O seară frumoasă vă doresc! La revedere! Bună seara, dragi prieteni! Bine ne-am regăsit la Tehnologiile Sănătății, emisiunea din care aflați cum să trăiți mai sănătoși, mai fericiți, mai natural și mai înțelepți alături de toți cei dragi inimii voastre. Alături de mine în platou, astăzi e o mare surpriză, Oreste și părintele Adrian Singurov. Care este realitatea? Ce se întâmplă cu noi? Ce ne face cu adevărat liberi? Ce ne condiționează? Tu vorbeai de fericire și de condiționări. Păi noi putem să găsim o cale către fericire dacă ne îndreptăm către cauza noastră fundamentală, iar pentru noi, indiferent dacă suntem din patrimoniul iudeo-creștin, budist, taoist sau animist, atâta timp cât deasupra noastră, în transcendența noastră, se află un adevăr pe care mintea noastră nu-l poate pătrunde, dar îl poate înțelege inima noastră, mergând pe această cale a inimii, adică ducându-ne către Dumnezeu care locuiește în inima fiecăruia dintre noi, putem găsi, și doar așa putem găsi, calea fericirii. În momentul în care îl exportăm pe Dumnezeu în afara noastră și îl închidem în niște temple, în niște icoane, în niște ritualuri care devin din ce în ce mai exterioare proprii noastre cauze spirituale lăuntrice, atunci ne proiectăm o fericire undeva într-un univers care nu mai este etern, este efemer. Templierii au construit foarte frumos, dar tot piatră. Templul lui Solomon e ridicat, nu, de niște înțelepți în ale construcțiilor, că, hai să zicem, Hiram Abiff, nu, era un mare arhitect. Dar piatra e una și cuvântul cel viu, al lui Dumnezeu care este viu, este altceva. Și atunci foarte frumos spune Părintele Singur. Da, în momentul în care cineva încearcă să-l confiște pe Dumnezeu și să-l dogmatizeze, fie într-o religie, fie într-un sistem filozofic, fie într-un templu, indiferent dacă templul ăsta e volatil sau nu, atunci inevitabil intrăm într-o altă zonă și este zona de putere care domină și controlează mulțimile prin religie. Oamenii din toate timpurile au fost împinși de niște lucruri, de durere, de suferință, de plăcere, de fapt până la urmă sunt doar două. Atracția și respingerea, plăcerea, bucuria, fericirea și frica. Corect. Spaima. Păi, tot avem două pedale. Noi suntem o mașină cu două pedale. Acceleratorul e dorința, da. Și frâna e frica. Și atunci tot ceea ce ne împinge pe noi în dinamică este dorința. Și noi suntem toți oameni ai dorințelor. Doresc să fiu mai bun, doresc să mănânc mai bine, doresc să conduc o mașină mai bună, doresc să am confort, doresc să am putere, doresc să am bani, doresc să mă duc la predeal. E, dacă n-am dorit nimica, n-am ieșit în acțiune. Ce mă limitează pe mine să mă duc până la capăt în dorința mea? Teama. E, cine controlează dorința și teama are un sistem de manipulare perfect. Dintotdeauna. Dar nu chiar condiția noastră, cumva, nouă ne este o continuă foame. Există și o foame sufletească, intelectuală, care ne împinge, ne condiționează. Care a fost foamea pentru care au apărut religiile pe lume? Foamea de sens. Oamenii au investit foarte mult în domeniul spiritualității, în căutarea sensului pierdut. Noi toți, nu are Pirandello o piesă extraordinară, 6 personaje în căutarea unui autor. Noi ne căutăm autorul, noi înțelegem omenește că nu suntem propria noastră cauză. Nu noi ne-am născut de la sine putere, cum nici apa nu se încălzește de la sine. Ea are nevoie de ceva exterior nou, în același timp și interior nou, care să ne dea sens. Viața fără creatorul nostru, indiferent cum îl numim, Allah, Iahve, Dumnezeu, Manitu, diferitele culturi ale lumii, tot la Dumnezeu se referă când plasează această forță creatoare,
undeva și înăuntru nostru și în afara noastră. Și aici trebuie să pornim chiar subiectul cel mai sensibil, trecem peste introducere, biserica. Biserica la început a existat în catacombe. Chiar dacă nu vorbim numai de Hristos, dintotdeauna. Vorbim, de exemplu, Buddha. Buddha era un filozof. De unde Dumnezeu acum avem religie budistă, temple budiste? Când nu s-ar fi gândit niciodată, vreodată, ever, că tot ce a gândit el, concepțiul cu 12 ucenici, ca și Hristos, a avut și Buddha. Tot, aproape identic. Structura de gândire, tot. Hainele care seamănă cu veșmintele rabinilor și ulterior la preluată biserica creștină, totul este, s-a gândit la un mod de a gândi, de eliberare din legătura acestea ale suferinței. Mai departe, Lao Tzu, un filozof, vorbim de taoism. De unde? Acum avem temple taoiste. Avem temple și culte care s-au format, biserici, pe munca și pe revelația unor oameni sfinți, care n-au avut nicio legătură cu ce s-a construit ulterior. Zic că și istoria a fost scrisă și nuanțată în cel mai fericit caz de cei care au avut interesul să formeze o linie, un mod de a gândi. Pentru ce? Pentru manipulare. Fiindcă s-a polarizat, dar dintotdeauna a fost polarizată omenirea între sclavi și cei care stăpâni, așa auto-intitulat stăpâni ai omenirii. Dintotdeauna am fost polarizată. Și atunci normal că stăpânii își trag de partea lor mijloace cele mai eficiente în controlul mulțimilor. Ce un lucru foarte logic. Care sunt aceste mijloace cele mai eficiente de-a lungul timpului și care sunt acum? Dintotdeauna a fost religia. Dar, ca să înțelegem care este pericol, eu am temple și templele mele produc bani și că asta înseamnă interese financiare. Nici Lao Tzu nu și-a vreodată imaginat că filozofia lui sau ideile lui vor naște religii, instituții de cult. În numele unor idei religioase care ne conectează pe toți la infinit. Cum să faci război pentru așa ceva? Este o absurditate. Ei nu și-au imaginat lucrurile astea. Și în momentul în care noi lovim în Buddha, Buddha, în urmașii, mă rog, în ghilimele, ucenicii lui, în ceilalți, ei care reprezintă o filozofie, totuși au temple budiste, deci nu mai este deja o filozofie, este un cult, toate acestea, ca și jainismul, tot așa, la fel, au temple. De unde și până unde? Este o filozofie pură, clară, un mod de a trăi, de a simți, de a gândi, n-are legătură cu religia neapărat. De aceea lovim unii în teoriile celorlalți, ca să pară mai veridică teoria noastră și ca să putem să atragem mai mulți adepți la noi, care să, vedeți cum era în Evul Mediu, cardinalii de atunci, episcopii, erau prinți, prinții aveau armate private, aveau bănci, aveau forțe coercitive, pârghii până la nivel de rege și de la curțile imperiale, unde ei puteau să schimbe legile, să facă ce vor ei, aveau proprietăți, sate cu oameni cu toate, ce oamenii, ființele umane erau proprietatea lor. Asta se întâmplă atunci și la ora actuală, același lucru, nicio diferență, numai că se spune altfel, un sclavagism modern. Deci, ca să înțelegem de ce înseamnă religia, asta a însemnat, iar aceste teorii sunt foarte importante, pentru că ele, la baza lor, reprezintă un fel de constituție, un fel de reguli de ordine internă care are orice ONG și pe care trebuie să fie în plan legal diferite de la altora. Asta este. Crucea de la dreapta, stânga dreapta. Ca să putem să smulgem sufletele, că asta este realitatea. Până la urmă, să știți, asta este un fapt concret. Că inițial s-a dorit să fie bine, dar ulterior s-a deviat. Și cum era biserica la început? Era în catacombe. Oamenii se rugau oriunde, în spații deschise. Era un comuniune de suflete. Ce era acolo? Era Hristos. Era simplitate, era veșnicia. Veșnicia era în natură, era în univers, era peste tot. În momentul în care au apărut catedralele, din clipa aceea, ai limitat veșnicia. Ai închis-o și îi bași pe oameni acolo ca într-un staul și pe oi începi să le tai blana. Asta înseamnă, adică bucăți de suflet. În momentul în care stricăm sau deformăm, distorsionăm aceste frecvențe, automat și apa din corpul nostru formează în clustere disarmonice și creează boală. Avem posibilitatea, vedeți dumneavoastră,
Din totdeauna, omenirea încerca să găsească soluții, să adapteze acestor factori de stres externi. Noi acum avem această posibilitate de a folosi tehnologia, cum ar fi imunocubul, care avem, oricine poate să-l achiziționeze. Este vorba de capacitatea de a schimba clusterele apei. În interiorul apei există, în afară de reacții chimice și forma în care se așează molecule de apă, aceste clustere care dau, într-adevăr, efectele cele mai imediate care se simt în corpul omului. Clusterele se refac după, prin această reproducere a resetării naturii, mă refer la fulgere și trăznete din timpul furtunilor, ce se întâmplă acolo, să le regăsim și aici. Frecvențe foarte înalte care sunt perfect calibrate exact așa cum sunt în natură. Venind de la servicii, de pe drum, supărat, aerul este, nu numai poate să fie curat, dar informația din aer este imediat influențată de starea noastră interioară. Putem da drumul la acest aparat, curăț aerul și automat, dacă bem și apa restructurată prin acest aparat, și noi pe interior vom fi așezați în fire. Cum zice, să-ți revii, să-ți vii în firea ta, a te așeza în matcă. Sunt expresii populare care arată o înțelepciune extraordinară dincolo de veacuri. Mai interesant este cum se trăiește într-un mediu închis. Stația orbitală are un volum limitat de aer înăuntru. Același aer care a fost transportat cu ea în spațiul cosmic acum 10-20 de ani, de cât timp funcționează în spațiul cosmic, acela este permanent reciclat. Și vă dați seama că într-o astfel de atmosferă, care are o anumită umiditate, umiditatea datorată din expirației, transpirației organismului uman, cu cât sunt mai multe echipaje, cu atât umiditatea în interiorul stației crește, această umiditate trebuie colectată permanent. Aerul pe care îl respirăm, în care mai expirăm și bacterii, microbi, fiecare organism are așa ceva, trebuie purificat permanent. Și pe lângă filtrele care există, există aparate speciale care omoară aceste bacterii, acești viruși care pot să apară în atmosferă, ozonizează atmosfera și o redau purificată pentru respirația astronauților. Imunitatea organismului este scăzută în spațiul cosmic datorită modificărilor care apar în organismul uman. De asemenea, susceptibilitatea la îmbolnăviri, la diverse îmbolnăviri, este crescută. De aceea, în primul rând, atmosfera trebuie ținută foarte pur sub control, foarte mult sub control. Stația Cosmică Internațională acum are numeroase module, module rusești, module americane, module japoneze, module europene. În interiorul unor astfel de module, gândiți-vă că unii astronauți trăiesc până la un an de zile, neîntrerupt. Deci acolo trebuie să trăiască, acolo trebuie să respire, acolo trebuie să consume apă, să consume mâncare, acolo este toaleta, acolo este dușul, acolo se face totul. Deci controlul acelui mediu trebuie foarte bine făcut. Pentru aceasta, experiența acumulată, mai ales de ruși, de cursul numeroaselor laboratoare spațiale pe care le-au utilizat, eu, de exemplu, am zburat pe laboratorul spațial Salyut 6. Până la el au fost alte laboratoare spațiale, începând cu Salyut 1. Avem aici pe masă un aparat care, da, dumneavoastră, pe semne că vă este familiar. Sub altă este formă. Familiar. Exact, da, exact. Puteți să ne vorbiți un pic despre el. Sigur, spuneam că în spațiul cosmic, la bordul stației orbitale, aerul trebuie în permanență purificat, în permanență readus la starea normală de a fi respirat sănătos de către astronauți. Ei bine, pentru a realiza acest lucru s-au dezvoltat o serie întreagă de tehnologii. Tehnologii foarte avansate, s-au alocat fonduri foarte mari pentru cercetare în acest domeniu și s-a găsit metoda, procedeul practic, pentru a realiza un aparat la bordul laboratorului spațial Stației Cosmice Internaționale, se numește PATOC, care înseamnă flux, practic, și care trece prin el permanent aerul și îl scoate pur pentru a fi utilizat. Iar acea tehnologie, încet, încet, a ajuns și pe Pământ. Deci multe din cercetările pentru spațiul cosmic, din aplicațiile pentru spațiul cosmic, și-au găsit debușeul ulterior în utilizări pentru orice cetățean al planetei noastre.
La nivel european, chiar Comisia Europeană promovează conceptul de cosmos pentru cetățeanul european. Deci nu numai pentru instituții, nu numai pentru firme deosebite, dar pentru a fi utilizat de fiecare cetățean în parte. Și uitați cum o tehnologie cosmică a ajuns puțin transformată, adaptată unor utilizări casnice în acest aparat ImmunoCub, care efectiv purifică nu numai aerul atmosferic, omoară microbi, virus din atmosferă. Dacă îi dați drumul, simțiți în câteva minute deja un miros de ozon. Îl folosesc de mult acasă. Dar de asemenea poate să purifice apa și produse alimentare care sunt introduse în apă. Un tub din acest aparat intră în vasul cu apă. Acolo se produce un proces cu ozonul care este eliminat de acest aparat și încet, încet anihilează toate impuritățile, toate produsele negative, inclusiv euri care se găsesc acolo, pentru că descompune absolut tot ceea ce este impur la nivel molecular. Bacterii? Protecția față de fungi, bacterii se efectuează cu astfel de echipamente, cu niște echipamente care folosesc același principiu pe care îl folosește ImmunoCubul. Sunt niște descărcări la o tensiune foarte înaltă înăuntru, în aerul respectiv, se produce o ionizare puternică a aerului, iar acest ionizare, promovată în mediul conjurător, ajută la anihilarea fungilor, bacteriilor, virusilor, microbilor și așa mai departe. Purifică, practic, atmosfera. Bucur că există un astfel de aparat care să ne îmbunătățească calitatea vieții, care să purifice aer, apă, alimente. Eu pot să vă spun că am la mine în bucătărie un astfel de aparat. Chiar vă invit într-o emisiune viitoare să vă arăt cum funcționează în bucătărie. Și vă spun că de o lună de zile de când îl țin, viața noastră chiar s-a schimbat. Am scăpat de migrene. Avem o calitate a apei pe care o avem mult mai bună. Hrana are un alt gust. Iar atunci când nu gătesc cu el, îl folosesc pur și simplu pentru purificarea aerului. Este un aparat minune. Iați cât timp ne petrecem dormind, o treime din viață. Cu alte cuvinte, unde stăm? În patul din dormitorul nostru. V-ați gândit vreodată că patul poate să fie contaminat cu peste 2 milioane de ființe foarte mici, acarieni, un fel de păianjeni microscopici, care generează fecale, iar aceste fecale de acarieni conțin o proteină neurotoxică, o proteină care crește riscul de astm. Mai ales persoanele care deja suferă de astm vor fi chinuite de aceste substanțe din fecalele acarienilor. De asemenea, în aerul din dormitor, umiditatea crește prin fenomenele respirației, transpirației și perspirației. De asemenea, pielea noastră se descoamează și sigur că oferă hrană acarienilor din nou. Dar pe lângă acarieni, în dormitoarele noastre există, datorită creșterii umidității, fungi, acele ciuperci microscopice. Uneori le vedem pe perete, da? Când ele au condițiile de a se dezvolta. Sunt și spori de bacterii, sunt virusuri în dormitorul nostru pentru că respirăm. Uneori nu mai avem viroze, tușim, strănutăm și ne autocontaminăm spațiul în care ar trebui să ne odihnim, pentru că un somn odihnitor înseamnă 7-8 ore continuu de somn. Dar aceste condiții improprii generate de contaminanții din dormitoarele noastre ne fac să ne trezim des, ne fac ca somnul nostru să nu fie unul odihnitor și regenerator. Și iată că din nou avem o soluție spațială prin acest aparat care generează niște compuși, să le spunem așa, care practic distrug, vorbind de la virusuri, bacterii, fungi microscopici, acarienii de care am vorbit și care sunt atât de periculoși, anumite substanțe din praful pe care îl aducem fie pe hainele noastre, fie pe încălțămintea noastră, în casă și chiar în dormitoarele noastre. Iată, dacă vrem să avem o atmosferă curată, o atmosferă, să-i spunem,
aproape asemănătoare cu cea dintr-o pădure de braz, putem folosi această tehnologie pentru a ne purifica aerul, pentru a-i da posibilitatea de a ne hrăni cu oxigenul curat pe care îl conține, fără a mai inhala și toți acei contaminanți despre care am vorbit. Având în vedere faptul că această tehnologie spațială a fost adusă pe Pământ, a fost adusă în acest aparat imunocub de distinsul nostru cosmonaut Dumitru Prunaru, am și eu încrederea și vă recomand să utilizați această tehnologie pentru a ne crea un mediu înconjurător mai sănătos, o sănătate durabilă pentru noi și cei dragi nouă. De-a lungul istoriei, omul a suferit multe transformări, civilizația a căzut și s-a renăscut de foarte multe ori, dar de fiecare dată, să știți, omul a întâmpinat greutăți, dar s-a întărit. De data aceasta, omul nu mai are factorii și opreliște care le-a avut acum milioane de ani, sute de mii sau mii de ani. Condițiile de astăzi sunt niște provocări pe care omul nu le-a mai întâlnit. Niciodată în istorie aerul n-a fost la fel de toxic ca acum, apa, alimentele n-au fost atât de dăunătoare sănătății, atât de fatale pentru viața omului ca în zilele de astăzi. Trebuie să găsim urgent soluțiile și resursele pentru a ne salva modul de viață și sănătatea noastră. Această tehnologie înglobează în ea toate principiile naturii care ne ajută să fim mai aproape de programul inițial al divin, matricea originală a genomului uman și tot ce înseamnă alimente, apă și aer curat. Acest imunocub nu numai că resetează codurile negative care le găsim în aer, pentru că el este încărcat negativ nu numai de gândurile noastre și de respirația noastră, și în afară de factorii fizici și chimici care sunt în aer, resetează aceste coduri și vibrațional curăță aerul, îl curăță și îl purifică și la modul simplu și îl îmbogățește cu oxigen. Deci este vorba de ce repetam și am mai repet din nou, de cei trei niveluri pe care lucrează aparatul, fizic, energetic și informațional. Este o realitate faptul că anumite substanțe din furajele concentrate, sigur, care se folosesc nu numai în fermele mari, dar astăzi se folosesc și în gospodările individuale, duc la o contaminare până la urmă cu anumite substanțe, uneori cu metale grele, pentru că ființele au capacitatea de a le bioconcentra. Chiar dacă substanțele respective se află în furaje în cantitate foarte mică, animalul are capacitatea de a acumula aceste substanțe nocive și de a le depozita în special în țesuturile grase. De asemenea, sigur că aceste produse conțin și substanțe like estrogene. Acest fapt conduce și la ceea ce astăzi este din nou o realitate crudă, aceea a reducerii fertilității atât la bărbați cât și la femei. În schimb, această infertilitate este șocantă pentru bărbați. Până acum, dacă un procent foarte mic din bărbați erau afectați de infertilitate, dar datorită acestor substanțe like estrogene, astăzi avem chiar 25% dintre bărbați care suferă de această infertilitate indusă de substanțele like estrogene. Cu toții știm astăzi că există o recomandare de bază în nutriția umană, aceea de a avea o dietă diversificată și echilibrată. O dietă diversificată presupune a consuma alimente din toate categoriile. Dar legumele sunt favorizate pentru că ele ne aduc foarte mulți nutrienți de mare calitate, printre care antioxidanți, enzime dacă le consumăm în stare proaspătă, crudă. De asemenea ne aduc vitamine, ne aduc minerale,
fibre alimentare foarte importante în condițiile în care astăzi omul consumă maxim 5-6 grame de fibre, când în realitate ar trebui să consume undeva la 35-40 de grame de fibre. Sigur că știm cu toții că plantele, da, legumele, fructele sunt tratate, sunt tratate cu pesticide, ca să nu fie, sigur, atacate de boli și de dăunători. Dar aceste pesticide, din păcate, se integrează în legumele sau fructele tratate. Știm de asemenea că legumele și fructele pot conține azotați, reziduri de îngrășăminte chimice, cu alte cuvinte. Se folosesc uneori și substanțe care grăbesc și uniformizează coacerea, un fel de hormon, se le spune de fitohormoni. Și iată că am ajuns în situația în care și plantele din categoria legumelor, fructelor comestibile ar trebui să poată fi decontaminate de aceste reziduri periculoase. Există această tehnologie astăzi, tehnologie spațială, tehnologie mai întâi experimentată pe stația orbitală internațională, pe stația cosmică, acolo unde totul se reciclează. Și urina, și apa, și aerul, și iată că această tehnologie a fost transferată astăzi și, să-i spunem, în domeniul civil. Și este, într-adevăr, încă o posibilitate de a reduce noxele din alimentele noastre, din fructe, din legume. De asemenea, această tehnologie ne mai ajută într-un lucru. De fiecare dată când noi simțim că suntem, ne îndepărtăm de natura noastră umană, de Dumnezeu, căutăm de fiecare dată să ne îmbunătățim viața. Și preotul întotdeauna, vedeți, știți, dă canon pentru așa ceva, post, mult post, rugăciunea fără post n-are putere, iar postul implică de fiecare dată o purificare și spirituală adevărat, dar fizică în primul rând, pentru că de aici este baza. Corpul nostru este templul Duhului Sfânt. Dacă îl neglijăm, nu o să putem avea niciodată rădăcini puternice și forța de a ne impulsiona, de a ne ridica spiritual. Deci dacă ne gândim că tot ceea ce noi mâncăm, bem, aerul care ne inspirăm este foarte departe de ceea ce ar trebui să fie, ne dăm seama că postul este foarte greu de ținut în condiții normale. Dar când ținem post, ce mâncăm? Legume, în special. Legumele care credem că sunt, chiar dacă le luăm cu certificat bio, sunt foarte curate sau apropiate de natura lor, așa cum a lăsat-o Dumnezeu. Să știți că nu e chiar așa. Nu mai poate să existe la ora actuală, nicăieri pe pământ, legume sau alimente bio. Este imposibil. Pentru că totul este infestat pe toate domeniile, la toate nivelurile. Vorbim de pământ. Pământul, solul este infestat, pentru că aerul și ploaia este acidă. Indiferent unde ar fi pământul, chiar dacă este o seră, pământul de desubt intră în legătură cu toxină din care sunt aruncate, sunt împrăștiate prin ploile acestea acide. Apoi, apa care noi o bem nu este departe de apa care poți să o iei dintr-un izvor de munte. Toate acestea, să știți, că ne afectează. O să vedeți că de fiecare dată în timpul posturilor, oamenii se îmbolnăvesc mai des, ceea ce ar fi trebuit să fie invers. Le scade sistemul imunitar. Apa nu e de calitate, alimentele nu sunt de calitate. O să vedeți când folosim această tehnologie, în momentul în care speli legumele, o să vedeți că iese o spumă la fel, aproape la fel, ca și cum o folosești când scoți toxine din carne. Legumele sunt la rândul lor afectate de toxinele și otrăvurile care sunt împrăștiate în aer pentru, nu numai pentru a le conserva, pentru a avea o producție cât mai mare. Nu numai legumele sunt problema. Vorbim și de apă. Apa pe care o bem. Apa pe care o bem, să știți că nu mai este vie. Apa, ca să bei o apă vie, trebuie să aibă mai mulți factori în ea. Nu vorbim numai de oxigenul din ea, că ozonificăm. Nu este vorba de ozonificare. Aceste
această imitație a fulgerelor din natură nu aduce numai o zonificare a apei, ci aduce în primul rând o energie și o rotație a moleculei de apă dextrogiră, adică care absorbe lumina, deci devine vie, are un spin, o rotație. Apoi vorbim de clusterele din molecule din apă, care se refac și revin la modele geometrice care fac parte din modele materiei vii. Deci devine apa vie. Toate acestea se poate face prin acest imunocub. Apoi putem vorbi și de informația care resetează până la nivel de genom. Informația aceea, vedeți, care la fel cum e fulgerul în natură, care este lăsat cum era înainte Zeus, zeul fulgerului, care trimitea aceste fulgere pe pământ, a rămas în mentalul colectiv. Acest fulger, știți că nu este vorba numai de un fenomen natural. Putem vorbi de voința lui Dumnezeu prin care se curăță natura. Fulgerul este ca un fel de exorcizare care face preotul atunci când îndepărtează răul din mintea și sufletul sau din corpul unui om. E o exorcizare a naturii. Momentul când se face exorcizare, ce se întâmplă? Un reset al ființei umane. Ci cum faci un reset? Aducând la matricea originală de creație. Și acest arhetip care le avem noi toți, să știți că se poate realiza doar prin aceste descărcări de frecvențe foarte înalte și foarte precise, pentru că Dumnezeu nu a lăsat la întâmplare natura, doar imitând cu maximă precizie factorii naturali, poți să aduci acest reset și în viața cotidiană, în casele noastre. Acest dispozitiv poate să aducă puterea lui Dumnezeu în casa noastră, ajutându-ne pe fiecare dintre noi să evoluăm spiritual, să ne apropiem de acea formă a postului desăvârșit. Pentru că am vorbit de luna în descreștere, luna în scădere, cum spuneam, eliminăm o grămadă de lichide din organism. Care lichide? Cele care sunt încărcate cu toxină. Deci, practic, se face la nivel universal un soi de detoxifiere. Dar în viața de zi cu zi, pentru că nu poți, trebuie să te hidratezi, trebuie să te alimentezi, eu folosesc imunocubul, odată pentru a-mi energiza apa și în al doilea rând pentru a-mi purifica alimentele pe care le consum. Eu fiind și diabetic, am nevoie de o anumită dietă și de anumite legume și fructe, iar acest aparat minune pe mine mă ajută să merg mai departe. Efectiv, mă simt foarte bine. Același lucru trebuie să-l faceți și dumneavoastră, pentru că nu bem orice fel de apă, întotdeauna folosiți imunocubul cu acest dispozitiv care se introduce în cana cu apă, și aparatul își face traseul lui, își face ciclul lui cum ar veni, iar dumneavoastră după aceea să consumați apa, pentru că apa este foarte bună. În primul rând că te energizează, este primul lucru pe care îl face, restructurează chiar la nivel de moleculă și de atom tot ceea ce este în interiorul organismului. Și eu zic că asta este extraordinar. Deci cum astrologia și cu imunocubul practic își pot da mâna din punctul ăsta de vedere. Dar mai mult de atât, în afară de acest experiment cu purificarea cărnii, cu purificarea aerului în momentul purificării cărnii, pe care a observat chiar ori este stând aproape de acest bol cu pește, pentru că aerul s-a purificat, v-am pregătit încă o surpriză, purificarea a apei. Această apă despre care noi tot vorbim, apa, de data aceasta avem apa din robinet, apa de băut. Și cum purifică acest sistem molecular, cum poate să purifice, ce putere are să purifice apa din robinet, care evident are miros de clor, deci această apă miroase a clor. Mai mult de atât, noi, ca de obicei, forțăm situația și adăugăm în această apă nu altceva decât cerneala. Cerneala albastră. Cu ajutorul furculiței murdărim această apă. Deci colorăm apă cu cerneala. 3, 4, 5, 6, 7 picături mari de cerneală și apa noastră din
Transparenta s-a făcut albastră închis, culoarea albastru închis. Cu ajutorul dispersorului, deoarece Imunocop funcționează, purifică apa și alimente cu ajutorul acestui tub, care noi introducem în lichid, ca și în cazul peștelui, atât și în cazul apei, introducem acest dispersor în vas cu apa și setăm timpul la 10 minute. Dăm drumul la aparat și iată, o este apa albastră, cum poți să observi și tu, complet albastră, cred că nimeni nu vrea să bea asemenea apa, e complet toxică, în afară de clor, metale grele ce poate să aibă ea, conține și 7 picături mari de cerneală albastră. Și vom vedea în cât timp această apă se va limpezi cu ajutorul acestui sistem. Acest sistem purifică aerul, apa și alimente. Oamenii întreabă frecvent, dar cum pricepem noi purificarea aerului? Aerul devine exact ca și în stațiune de munte. Da, pentru da, că asta e senzația, că exact, e, dintr-o dată aerul, se schimbă calitatea aerului din asta de oraș, că noi suntem aici în centrul Bucureștiului. Da. Miroase ca pe vârfurile Negoiu și Moldovean. De ce? Deoarece tocmai în vârful muntelui, pe lângă cascada, acest aer este alcalin. Și noi percepem ca aer ușor de inspirat, aer plăcut. Chiar după furtună apare un miros ușor plăcut, aer ozonat. Deci exact acest procedeu realizează acest Imunocop în casa dumneavoastră. Un singur aparat care purifică aerul, apa și alimente. Iată, a trecut, niciun minut n-a trecut, așa arată apa, la un minut. Deci se vede clar că apa a început să se limpezească. Urmărim experimentul. Pe când în fața ta tu ai întrebat ce e cu spuma aceasta. Eu să rog pe Dan, cu ajutorul furculiței, să adune această spumă, care deloc nu e acea spumă care iese la fierbere. Această spumă are cu totul altă textură, după cum observi, seamănă cu un albuș de ou bătută. Un albuș de ou sau chiar pungă de plastic dizolvată în benzină. Ea iese densă, spuma densă, care când se adună pe furculița, e ceva între plastic și cauciuc. Oreste, când ai fiert tu ceva, da, nu rămâne niciodată. Nu, spunem, când ai luat tu spuma pe furculiță? Niciodată. Că de aia se numește, la cum se numește, de ea spuma, sita aia. Te rog frumos, testează și spune. Da, n-aș vrea să pun mâna pe ea, că nu? E destul de scârboasă treaba asta. Da? E gumă de mesecat. Da? Pare. Nu, da. Te rog frumos. Da, are aspect, ca să vezi că are aspect solid. E spumă solidă, frumos, care da. Se trage, care e cauciucată. Da. Deci ai pus mâna pe o meduză da. În clipa asta. Da, nu e o senzație foarte plăcută. Deci, este ceea ce oamenii mănâncă. Și atenție, nu e vorba doar de pește. Noi am făcut carne de pui, legume și așa mai departe. Peste tot, tot ce înseamnă absolut vaccinuri, hormoni, pesticide, erbicide, fungicide, plasticele din oceane, da? Da. Metalele grele și așa mai departe. Umanitate, murim mult mai repede decât așa e cazul. Din păcate. Pentru că nemai valorizând principiile fundamentale lăsate de Dumnezeu, ca să avem o viață când ne trebuie să înțelegem cine e El prima dată. Că boala noastră este că ne-am pierdut sensul, adică oamenii devin și depresivi și bolnavi și neînțeleși pentru că nu mai au sens. Sensul îl cuprinzi în timp. E foarte important să nu ne sinucidem pasiv, pentru că și o otrăvire programată a organismului și un dezinteres total față de calitatea aerului pe care îl respirăm și o nehidratare corespunzătoare și o stare mentală, sufletească, naturală, firească, asta de fapt ce fac? Accelerează, acidifiază cumva și noi, dacă am fost programați să trăim 80 de ani, 90 de ani, 100 de ani, ca să avem timp să înțelegem toate mecanismele Universului. Să fim fericiți. Și să le înțelegem prin propriul nostru filtru, că noi cădem în capcana că dacă citim 10 cărți avem senzația că am și înțeles lucrurile. Nu. Exact. Lucrurile trebuie să ne devină și personale și atunci avem nevoie să trăim cât suntem programați să trăim și poate să ne întrebe cineva, dar cât suntem programați să trăim? Păi hai să mergem într-un trip unde oamenii n-au avut contact cu civilizația, cu tehnologiile astea moderne, cu revoluția industrială și cu că nebunia noastră începe de pe secolul 17 cu revoluția industrială. Pădurea Virgină, unde mâna omului n-a pus piciorul. Da, ai mai găsit niște triburi din Amazon. În primul rând și primul ce putem constata și este absolut surprinzător, că dacă dăm ridurile de pe fața unui individ, să spunem, de la gât în jos, nu poți să faci diferența între unul care are 15 ani și unul care are 60 de ani. Realmente. Și noi, dacă am începe să trăim firesc, ne-am dat seama că noi
vârsta noastră nu are legătură cu percepția noastră asupra timpului. Pentru că dacă un corp de 70 de ani poate să arate ca unuia de 20 de ani, înseamnă că noi, de fapt, ar trebui să murim sănătoși, nu bolnavi. Știu că, exact, sună, exact. Știu că sună paradoxal. Și doamne, dacă murim, păi murim oricum. Păi da, asta e clar că murim oricum. Cum important îți duci viața cât trăiești? Că dacă ne scurtăm timpul de experiență, noi, de fapt, ne sinucidem pasiv. Și noi știm că sinuciderea e un păcat, adică e o ratare a țintei. Păcat în limba greacă înseamnă ratarea țintei. Adică am ratat ținta, nu avem timp să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să ne cunoaștem între noi, să înțelegem mecanismele, exact, universale. Și atunci e foarte important să nu te sinucizi programat, dar nici să nu te sinucizi pasiv, în care nu ești interesat deloc de starea ta de bine. Dacă ne uităm la Carafa... Da, au trecut 5 minute, oprim experimentul. Carafa a fost otrăvită, Oreste. Deci din Carafa aia n-a... Iată cum arată această apă care a fost colorată cu această cerneală albastră. Apa a devenit complet transparentă, exact cum a fost inițial, decât că această apă... Noi chiar am gustat apa respectivă. Deci am rămas... A rămas fără clor, fără cerneală, nu mai există. Adică nu e de ce ca exact gustul apei de ploaie. Apa de ploaie are un gust ușor dulceag. Perfectă, se simte, are o textură anume. Deci o apă vie, o apă pură. Deci după ce bagi chimicale, tu obții chiar și așa, direct. Da, această apă dulceagă înseamnă apă alcalină, pentru că apa alcalină are gust dulceag. Da, eu cred că toți cei care ne privesc acum sunt la vârsta la care măcar odată au gustat o apă de izvor curată de munte. Aia e apa. Nici o apă plată, nici o apă minerală, nici o apă îmbuteliată nu a reușit să reproducă cumva, exact, gustul ăla de apă care e cu adevărat vie, apa aia cu gust de piatră peste care curge. De ce? Tocmai din cauza aceasta. Dan a vorbit bine că purificarea trebuie să fie efectuată pe trei nivele. Fizic, adică să fie îndepărtate impuritățile, trebuie să fie purificată sau și încărcată energetic, să aibă ea suport energetic, dar să fie purificată și informațional. Și această apă, acest aparat imunocup, el realizează purificarea pe toate trei nivele. Deci el elimină chimicale din apă, el încarcă această apă cu energie. Cum? Pentru că se realizează schimbarea la nivel molecular a apei și când noi consumăm această apă, în prima jumătate de oră după ce am încărcat cu acest aparat, se produce în corpul nostru, în interiorul nostru, ruperea moleculară, adică din O3, din molecula O3, se formează molecula O2 și O. Dar la rupere se produce o explozie de energie. Cu se eliberează de 142 energie. De văd dacă am înțeles corect principiul de funcționare. Adică prin acest sistem, practic se bombardează, nu? Exact. Cu o frecvență foarte înaltă, aproape solară. 10.000 de volt și se produce exact fulger. Deci ce se pare o întrebă ce are? El are mini fulger, generator de fulger. Principiul de funcționare este o ridicare a frecvenței, exact, cu care se bombardat molecula apei, care se schimbă. Iar tot ce ține de rezidual, de patologii, de informații nefirești, se oxidează. Dispară. Prin oxidare. Și atenție, nu este invenție umană, este copiat după invenție divină, făcut să fie cât mai perfect, exact cum acționează Dumnezeu la nivelul ionosferic. Și se petrece în interiorul aparatului, se petrece ceea ce vezi tu în momentul furtunii. Furtuna, ploaia puternică, aerul este umid la maxim, și apare fulger. Fulger, descărcarea electrică, care ce face? Modifică apa la nivel molecular. Adică formează molecule de O3. O3 care reprezintă ozon. Ozonul purifică absolut tot ce înseamnă microbiologic și tot ce înseamnă chimic din aerul nostru care noi inspirăm. Și atunci acest miros plăcut... Deci trecem de la furtuna, oxigen la ozon. Da, da. Dar când noi am consumat această apă, inspirăm acest aer, se produce reacția inversă. Ozonul în corpul nostru se descompune în oxigen și încă într-un O cu eliberarea de energie. Deci noi beneficiem de energie, de viață, exact ca și cum bei dintr-un izvor viu, din ceva viu. Mănânci alimente vii, pentru că acum peștele, culmea, peștele care este aici, el are apă vie în textura lui, în țesuturile lui. Deci nu am scos doar toate otrăvurile pe care pur și simplu le și vedem. Otrăvurile sunt scoase la nivel... Ia uite.
fizic. Da. Uite-te, nu dar și peștele în sine, el acum nu este atât de acid ca și orice carne. El este deja mai spre alcalin. Exact. Acest pește devine mult mai benefic. Deci carne prelucrată cu acest aparat, ea se alcalinizează și carne se alcalinizează. Dacă aș vrea să prepară peștele ăsta, exact, e important peștele să elimin toată spuza asta mizerabilă. Exact, exact. Se clătește, da. Peștele se clătește și este bun de consum. Și carne de pui, e ca și cum ar fi fost pescuit dintr-o apă naturală, exact, dintr-o apă neinvadată. Vorbim de alcalinizare, adică o alimentație alcalină. Este alcalinizat. Deci este ceva absolut extraordinar. Deci îți prepari în casă o mâncare bio, transforme orice în bio. 2. Alcalinizarea. Știm, acidifierea egal boli tumorale. Știm chestia asta, numai că te dă peste cap. Da? Deci ne alcalinizăm alimentele. Este extraordinar. Și 3. Sunt studii extraordinare pe domeniul infoenergetic care arată că acesta este modul în care la nivelul ionosferei se dă reset. Deci, bunul Dumnezeu, așa cum ne-a lăsat planeta, aveam o anumită influență la nivel informațional, structurală, da? Noi, prin emoții negative, prin orice activitate pe care noi am făcut de a impurifica apă, aer, alimente, tot ceea ce ai menționat tu, de la gândire negativă, de la stres, de la orice, până la capitolul chimicale devărsate peste tot în aer, în apă, în alimente, noi puteam să murim până acum de nu știu câte ori, ca și populație pe toată planeta asta. Ne-a ținut în viață acest principiu care funcționează la nivelul planetei și care dă reset la partea informațională, la partea energetică și la partea fizică, cât se poate. Noi, dacă noi... Oresa, tu ce părere ai despre acest sistem? Cât de important este, de fapt, în utilizarea casnică? Păi, eu pornez la un principiu foarte simplu. Dacă noi avem o mașină și vrem să obținem cât mai mult timp, avem mare grijă să o ducem măcar din când în când la o revizie. Ne ducem cu ea pe service. O mai spălăm din când în când. Nu dăm chiar în toate gropile cu ea. Adică dacă noi ne putem atașa de un obiect exterior nou atât de mult că să începe să avem grijă de niște fiare, mi se pare absolut stupid să nu fim interesați de propria noastră mașinărie. Faptul că când vine vorba de propria noastră sănătate și de propria noastră stare de bine, nu suntem interesați, e un lucru pe care nu-l pot înțelege, adică nu are niciun fundament logic. Adică să fiu interesat să cheltuiesc banii pulguri care mă omoară, dar să nu fiu deloc interesat să mă păstrez cât mai aproape de scala aia pe care ne-a dat-o bunul Dumnezeu când a făcut întreaga creație. Adică, acum, de asta mi se pare că e foarte interesant că avem și noi în sfârșit acces după atâta mare de vreme la tehnologii și ale sănătății. Că noi vorbeam și timite că am făcut și noi o emisiune de mult și vorbeam de tehnologiile morții. Mă bucură din ce în ce mai mult că reușim să discutăm și despre tehnologiile vieții, ceea ce înseamnă că undeva se echilibrează lucrurile, sper. Iată că vorbim de un aliment foarte hrănitor și recomandat, peștele. Numai că astăzi, din păcate, oceanul planetar este poluat. Cu ce credeți? Cu peturi și policarbonate. Aceste substanțe care se găsesc în peturi și policarbonate au un efect demonstrat cancerigen, dacă vreți, și like estrogenic. Este vorba de ftalat sau ftalați, că este o familie întreagă, sau și de bisfenol, bisfenolul A. De aceea, vedeți, există și tendința de a elimina toate plasticele din ambalaje sau din ustensile de picnic și așa mai departe. Pentru că ele se transformă în acele nanoparticule microplastice și care pătrund prin lanțul trofic în pește și apoi la masă vom avea peștele contaminat. Și nu numai peștele, și alte produse ale mării pot fi contaminate. Depinde, sigur, și de zonele din care au fost pescuiți peștii sau fructele de mare, să zicem, sunt zone poluate, zone mai puțin poluate, dar din păcate, iată că de mult se știe că acel DDT, care de mult a fost interzis, se găsește și astăzi
în laptele ursoaice albe de la Polul Nord. Deci nu trebuie să ne mirăm că toți acești poluanți ne-au invadat. Și ne-au invadat apa, ne-au invadat alimentele, ne-au invadat aerul și iată că avem foarte mulți agresori pe lângă cei biologici, așa cum spuneam, virusuri, bacterii, fungi microscopici, viermi, care sigur că ne afectează sănătatea. Având în vedere faptul că această tehnologie spațială a fost adusă pe Pământ, a fost adusă în acest aparat imunocub de distinsul nostru cosmonaut Dumitru Prunaru, am și eu încrederea și vă recomand să utilizați această tehnologie pentru a ne crea un mediu înconjurător mai sănătos, o sănătate durabilă pentru noi și cei dragi nouă. Trăim într-o lume modernă, tot mai tehnologizată, în care din ce în ce mai mulți oameni preferă mediile urbane, ce oferă locuri de muncă mai bune și un mod de viață mai confortabil, dar și unde pericolele pentru sănătate sunt întâlnite la tot pasul. Arhitectura modernă și clădirile înalte împiedică ventilația naturală a străzilor, ceea ce duce la stagnarea și încălzirea aerului. Iar numărul tot mai mare de autovehicule și întreprinderi contaminează mediul cu noxe nocive. Chiar și locuind la etajele superioare, deschizând zilnic ferestrele pentru aerisire, în loc de aer curat, locuințele se umplu cu smogul mortal. Aparatele de aer condiționat și sistemele centralizate de ventilație agravează situația și mai rău. Fără o întreținere corectă, devin mediul ideal pentru dezvoltarea bacteriilor, alergenilor și sporilor de mucegai, care, odată cu fluxul de aer, sunt răspândite în întreaga încăpere. Dar aceasta nu este singura amenințare la adresa sănătății noastre. Produsele alimentare din supermarketuri conțin o mulțime de chimicale nocive. Legumele și fructele crescute intensiv sunt pline de erbicide și pesticide. Iar carnea de pui, porc, vită și pește conține hormoni artificiali de creștere și antibiotice, care nu se elimină nici după fierbere. De asemenea, se știe că apa de la robinet nu este potabilă și prezintă pericole pentru sănătate. Mirosul neplăcut și gustul metalic sunt rezultatul conținutului ridicat de clor și particole de rugină, desprinse de pe țevile de alimentare. Astfel, apa, sursa esențială a vieții, devine cauza principală a îmbolnăvirilor, alergiilor și îmbătrânirii premature a organismului. Astăzi, viața oamenilor depinde în totalitate de orașe, dar cum ne putem proteja noi și pe cei dragi de toate aceste pericole? Soluția există. ImmunoCub. Cel mai performant sistem de purificare a aerului, a apei și a alimentelor la ora actuală. Cu ImmunoCub totul este simplu. Îl conectați la rețea și apăsați pe buton. În doar 15 minute veți respira un aer curat ca cel de munte, veți bea o apă pură ca de izvor și veți consuma alimente bio sănătoase. ImmunoCub este un sistem unic care folosește principiile geniale, ecologice și sigure, împrumutate direct de la natură. Spre deosebire de alte aparate, ImmunoCub nu suflă aer prin cartușe, ci generează impulsuri de înaltă frecvență care neutralizează compușii dăunători de la nivel molecular prin descompunerea lor în particule inofensive. ImmunoCub este cel mai puternic purificator de pe piață. Acoperă o suprafață de până la 90 de metri pătrați și consumă doar 10 W pe zi. ImmunoCub este singurul dispozitiv care elimină complet erbicidele, pesticidele, hormonii de creștere și antibioticele din alimente. ImmunoCub purifică rapid apa din rețea, elimină în totalitate clorul, metalele grele, culoarea și mirosurile neplăcute. Distruge bacteriile și virusii, o saturează cu oxigen, o alcalinizează și o face plăcută la gust. ImmunoCub este singurul aparat garantat 10 ani. Nu folosește cartușe, nu are consumabile și nu necesită întreținere. Cu ImmunoCub veți respira aer curat și veți îmbunătăți funcționarea plămânilor. Veți bea apă pură și veți îmbunătăți funcționarea rinichilor. Veți consuma alimente sănătoase și veți îmbunătăți funcționarea ficatului. Veți simți o explozie de energie. Sănătatea dumneavoastră se va îmbunătăți vizibil, iar imaginea din oglindă vă va bucura în fiecare zi. Cel mai important lucru în viață este sănătatea. Și asta contează cel mai mult. Device-ul acesta torsor original, să știți că funcționează. Mă dureau foarte rău umerii și mâinile, încheieturile. Aproape că nu puteam să mă mai îmbrac. Mi-a trecut, mi-a ameliorat. Eu l-am purtat în majoritatea timpului pe coloană,
coloana și-a dat drumul și motiv pentru care eu mă simt mai bine. Am, de exemplu, o înțepătură, o durere în dreptul rinichiului unde am avut piatră și pun torserul, dar nu direct pe piele, pun în regiunea respectivă și în câteva minute nu mai simt nicio durere. La durerile reumatice am eu convingerea că rezultatele sunt nete, sunt clare. Dacă mă doare genunchiul și am pus torserul, este clar că îmi trece. Începând de la 10 minute până la o oră îl țin, dar de la 10 minute simt deja efectul, îmi trece. Am făcut o, cum să vă spun, o insomnie puternică. Și eu m-am zis că nu mai văd cu ochi. Am devenit foarte, foarte agitată. De la agitația asta am început să mă îngraș. L-am cumpărat și de atunci eu mă simt foarte, foarte bine. Deci am putut să dorm, acum mă simt foarte bine. Mi-a părea o durere aici deasupra inimii. Am fost la doctor, mi-a schimbat tratamentul, tot degeaba. Ei, de când am torserul, iau tratamentul, într-adevăr, care mi l-a schimbat, dar tot mi-apare durerea. Cum mi-apare și pun aici în sutien, nu mai am probleme. Am descoperit dispozitivul acesta numit torser. În primul rând că durerile s-au ameliorat. Am început să dorm foarte bine, glicemia mea nu mai sare de 180 de puncte, dar ce este mai important, după 9 ani de zile, pot să cobor scările, să merg, să alerg. Mi-a fost recomandat acest dispozitiv, torser, care aș putea spune că a făcut ca durerile să dispară.